Sunt Sicu, voce! Pe cine avem aici? Știți de căsulatul acesta? Să vedeți cum funcționează. Oceanul Atlantic. Flatulența. Ce înseamnă flatulență? Ce? Haideți să vedeți ce a filmat Green. Aici este un târg ceva. Am luat așa cârnați. E wow. Priviți ce a vrut Briana. Și gata. Ari. Tu. Stăm de sucusarea, tati. Salut și bine ați venit la un nou vlog în familia noastră. Salut. Wow, îmi prea arată bine ce văd eu aici. Gata. Cam atât? Asta trebuie un pic curățat. Așa se întâmplă când lucrurile nu sunt noi în casa aceasta. Dar căutăm să le facem să fie folositoare. Dacă știi că te-am spălat-o și nu te-am spălat. Eu știu. Am spălat mașina. Înainte să o folosim de multe ori. Hai, mami, uite, uite. Pitorețele. Hai, Riuca, hai. Are aici o pișcătură de țânțar. Pe aici o pișcătură, of. E toată pișcată. Da, iubită, da. Să vine Mara să ne cânte ceva fain. Vreți? Voi vă doriți ca Mara să cânte la pian? Lăsați-ne în comentarii dacă vreți să o auziți pe Mara cântând la pian. Dacă vreți, dați și un like. Ia, dați de momentan o vedeți Chong de Ari cântând la pian în stilul lui caracteristic. Și cu voce. Bravo! Iubirea de tati. Mara, deșteptarea. Măruța. Te-ai prins, Bri? Nu s-a speriat. Vezi că te trage de păr. Poc. Știți de personajul acesta? Așteptăm în comentarii să ne scrieți despre ce personaj e vorba. Aici. Lasă în comentarii. Care ne bune? Am venit și eu. Salut! Cine a făcut modificările aici? Eu. Mara. Clovnul. Blue. Eu, pentru că nu mai găsim pe răspundele sețel. Răspundele sețel este un pix așa, care e electronic și funcționează cu niște cărți. La el. Îl cheamă Albi pe răspundele sețel. Și dacă l-ați văzut prin vloguri, să ne scrieți în comentarii, că noi nu-l mai găsim. Gloria mai trece de mine. Îți mănâncă nasul? Da. Ia. Și acum, hai zi-mi ce șocare. Hop. E pe de mai mult de clown. Pe cine avem aici? Mara. Joc-te cu ea ca pe un clown de la rău. După foarte multe ore de căutări, în sfârșit l-am găsit pe răspunderii sețel, pe Albi. Să vedeți cum funcționează. Ia pune pe cartea mea aici, la pornire. De la butonului de pornire. Mm-hmm. Da, Maxi. Și nu e reclamă, fetele doar se joacă. Da. Învață. Ia uite, Uniunea Europeană, nu? România nu se purtă. Îți faci la bord? Da. Ia, hai să vedem. Cartea nu poate fi citită. Vă rugăm descărcați fișierul audio corespunzător. Bine ai venit în cartea Atlasul Lumii. Cartea nu poate fi asta citită. Asta de ce nu poate fi citită? Cartea nu poate fi citită. E nouă? Vă rugăm de scărcare. Da, sigur e mai nouă decât asta. Păi și nu e ok. Această carte funcționează doar cu electronic, Albi care nu este inclus. Dar ăsta, Albi, ăsta, uite. Bun, totuși de ce nu funcționează? Hai să vedem. Cartea,
Cartea nu poate fi citită. Dar nu mai așteptă. Munții Himalaya. Nu. Lumea. Asia. E băgată la asta. Uite, la asta nu mă lasă. Cartea nu poate fi citită. Ce părere ai, mami? Nu funcționează. Dacă vrei să știi cealaltă lasă individuale a capitalelor lor, trebuie să-l conectezi. Vă rugăm descărcați muzica în format MP3. Sunt cărți noi, iar răspunzelul nostru este mai vechi. Și atunci softurile pentru el nu existau pentru cărțile astea. Așa că acum trebuie actualizat. Acestea sunt cărțile de anul trecut. Trebuie să căutăm să conectăm la o actualizare de soft. Da, și să vă spun pentru răspunderea este cel. Două buse, una albastră și una mov. Unde ai văzut bursele acelea? Pe YouTube, la o fetiță. Am înțeles. Cu ce vreți să începem? Eu, cu asta. Cu asta nouă. La asta merge, la asta. Trebuie menționat că acest videoclip nu conține promovare plătită. Cărțile au fost cumpărate de către noi, ni se par interesante și de aceea vi le prezentăm și vouă. Poate vă ajută în educația copilului dumneavoastră. Oceanul Atlantic. O conectăm. Ia. O persoană cu pielea albă. Pam, pam. O persoană cu pielea închisă la culoare. Hai să vedem ce este format corpul uman. Sistemul locomotor. Sistemul locomotor este sistemul care pune corpul în mișcare. Alea nu merg, gen... Sunt gorile. Da, că ăsta e de mult, de mult. Gen, de acum milioane de ani, păi noi suntem mai mici. Evoluate. Milioane de mii, de milioane, de milioane de ani. Aici cred că sunt organele. Vase de sânge. Uh-huh. Uite aici, aici. Ce ne ține în viață? Inima și plămânii. Gura. Trunchiul. Timpul necesar. Aceste ceasuri îți vor arăta de cât timp au nevoie alimentele pentru a trece prin diferitele secțiuni ale tractului digestiv. Ficatul. Direcția alimentelor care trec prin sistemul digestiv. Pancreasul. Flatulența. Ce înseamnă flatulență? Ce? Ia uite, noi suntem, uite. Apa din corp. Așa multă apă avem în noi. Câtă? Cam 70%, cred că. Dacă nu cam așa. Ariana s-a dat ușor, ușor jos din pat și vrea să meargă. Are 7 luni și ceva. Ari crește. Da, nu lăsăm. Sunt foarte fericit că ai venit. Ia, ia mai pune pe burcă să-l vadă. Da, ia să vedem. Bine, ia la acolo, lângă noi. Hai. Ia să vedem. Ia să vedem noi. Și și gata. Învață. Ușor, ușor. Da. Da. Ia să vedem. Cum se învăță? Hai, Ari. Hai. Opa. Asta funcționează? Da. Trebuie mai întâi brins. O pornim. Căprioara. Pulpea roșie. Nevăstuica, gaița, biterul de liliacul, liliacul urechiat. Wow. Liliac? Eliac, ce? Liliacul urechiat. Ufnița. Tare. Șorecarul comun. Deverița roșcată. Wow. Foarte multe lucruri interesante. Descoperi și înveți. Pentru această carte îți dă și teste. Ia, fiți atent. Joacă un quiz pentru a găsi țările. Găsește Danemarca. Foarte tare. Repede, repede. Danemarca. Hai, repede, 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 repede. Hai, eu văd. Danemarca. Uite-o. Fix lângă. Minunat. Bravo. Găsește Lituania. Repede, repede, repede. Lituania. Minunat. Bravo. Găsește țările de jos. Foarte bine. Găsește Monaco. Monaco e pe aici. Hai să vă văd. San Marino și pe aici trebuie să... Monaco. Așa, bravo. Wow, mami. Hai să vedem cel mai greu. Hai. Ia uite cum se vede. Ia un quiz pentru a-ți testa cunoștință. Găsește țara care este cea mai mare regiune baltică și unde poți găsi găsește țara renumită pentru vin și timbre poștale. Găsește țara în care vei găsi lacul Balaton și
de unde provine salamul unguresc. Ia să vedem. Balaton. Unde crezi că e țara? Dacă și zis salamul unguresc. Ungaria. Calapurul și salamul. Foarte bine. Quizul s-a terminat. Ai două răspunsuri corecte. Pam, pam. Încearcă să mai treci o dată prin pagină și joacă din nou quizul. Este țara cu capitala Helsinki. Helsinki. Finlanda sau Suedia? Cred că... Finlanda, cred. Hai să vedem. Bravo! Norvegia. Oslo este capitala Norvegiei. Zice. Haideți să vedeți ce a filmat Bri. Ce a făcut Bri aici? Da. Foarte tare, Bri. Foarte, Bri. Ea singură își face vloguri și short-uri și de toate. Iar Ariuca a venit la pătuți. Aici e locul ei. Da. A găsit jucării. Aici e locul ei. La geam, ușă, curent, nu contează, oricum nu stă prea mult. E mai mult așa de distracție pe timpul zilei. E ca un țar pentru ea. Pentru că ceilalți copii am crescut în pătuți și eu mă ridicam noaptea să iau, să-i alăptez, să-i pun la loc și era foarte greu. M-am deșteptat la al patrulea când mi-am dat seama că doarme mult mai bine lângă mine. De fapt, cred că de la Bri. Da, la Bri. Așa e cum e la Bri. Așa e? Riana? Cam asta e ce a rămas după... un challenge foarte mult apreciat de fete, dar și de Mimi. Așa-i Mimi? Așa-i Mimi? Pentru că și Mimi a participat la challenge. Intrați pe canalul Mara Ștefania și acolo o să vedeți despre ce vorbesc. În Iglu, 24 de ore. E filmat în două zile. Să se adune. Mimi, hai de-a ta. Ieși după pici, Mimișor. Hai, Mimi, hai. Nu mai vrei pufuleți? Ba da, mănâncă pufuleți. Facem curățenie și mergem un pic în oraș cu fetele. E weekend, așa că, na, suntem în Oradea, un oraș foarte frumos și trebuie să ne bucurăm de asta. Ariuca, pregătită? Un pic, acum am văzut. Wow! Are multe băluțe, este tot. Dar ce are aici? I-a făcut maramoț. Îmbrăcasea popular, a trebuit să o schimb. Nu cred. Da. Popular mai târziu. Da, exact. Mâine sau mâine. El zice, păi așa o să o luăm îmbrăcată la piesa noastră. Îi zic, da, dar nu plecăm acum, adică care era logica îmbrăcăriei. Noi acum mergem la cină, în oraș, îmbrăcați normal. Corect, așa că hai să mergem. Da, mergem, Ari. Mașina noastră e foarte curată. Așa era ea cu dungi? Nu, e model. De la... Mm-hmm. M-a curățat-o? Da, da. Doamna, uite, astea nu erau. Ah, nu mai sunt dacă dai așa cum păi e. Păi da, e... Ha, interesant. A fost tot, dar dat era acolo. Corect. Ca să protejăm mașina, o să punem o păturică ceva. N-ar... Ce s-a întâmplat? De ce e așa zgâriată? Aici. Și din coace. Și aici. Ia să vedem, nu-ți dai seama. De la căruț? De la căruț. Mi-am dat seama târziu. A, și de asta e să luăm păturica să protejăm? Da. Da. E păcat că... mașina e nouă. E, na. Trebuie să o folosim, adică nu o să stăm acum să ne uităm la ea ca la o icoană. Nu, no, clar. E curată, e frumoasă, o mai spălăm, o mai întreținem, o îngrijim, o păstrăm bine. Și ne bucurăm de ea. Destinație necunoscută. Ha, hai să vedem cum ieșim, să nu iasă Mimi după noi. Trebuie mereu să urmărim. Și Gașca? Nu știu aici. Pregătită? Da. Acum își pun centurile. Eu. Până la urmă am oprit random pe Alexandria, am găsit un loc de parcare, adică undeva în centrul Oradei. Vedem ce găsim. Ceva nou! Nu, unde am mai fost? Am ajuns foarte repede aici. Ia, uitați-mă. Minute. Sunt foarte aproape de centru. Hai, Cari, nu mai stă. E neliniștită. Dacă s-a oprit mașina, a început și spectacol. Melodia. Ariuca! Acolo sunt mesaje pe net. Am ajuns în centru, aici este un târg ceva, pentru că sunt multe standuri. Am găsit un mesaj foarte frumos. Scoate-ne și animăluțe tricotate. Ia să vedem ce-și dorește Bri de aici. Wow, un ursuleț roz tricotat manual. De fapt, croșetat manual. Apoi îl dăm lui Iari. Lasă, lasă ei. Scusuți sau cum? Cred că scusuți. Da, 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 da. Adică putem să dăm și cele mici. Bravo, Bri! Hai să vedem ce are Iari. Ia să vedem. Și uite câte mai sunt. Pantera roz, girafă, leu. Toate sunt foarte frumoase.
Da, mulțumim! Mulțumim, la revedere! Wow, produse locale! Luăm niște crâneați foarte buni! De unde sunteți? Eu sunt din județul Cluj și vin de mulți ani la oră. Deci, am fost în fiecare an de 11 ani. Deci sunt produse locale de la Cluj. Din Ardeal. Așa, cel mai bine. Și noi ce am cumpărat? Am cumpărat? Îi puteți să ia și eu peliuță? Că nu putem să-i devidăm pe aceea. Am luat așa, cârnați. Sunt vidați și n-au fost congelați, nu? Nu, n-au fost congelați. Refrigerați doar. Nici carnea n-a fost congelată, niciodată au fost aia. Poftim! Pregătim. Mulțumim! Aruncăm și pe astea. Și un pic de condiment, mulțumim. Dacă vrem cimbru, acolo cam atât. Bun. Hai să plătim. Am găsit așa, carne la garniță, îi ziceam noi, doamna zice carne la untură, da. Așa e, același lucru. E carnea făcea afumată, care doar a zis că un pic, stai. Și-am dat-o pe acesta. Aleu! Mamă! Asta e și bărânta. Asta e 4-5 luni de zile. Caș. Ești cea mai mică, nu-mi pare rău. Mama, da, e wow. Gustă. Gustă-ți. Bun. Sau cea mai proaspătă vreță, poate, uite, acum tu ești cea mai mică, cu tine încerc prima dată, dați-i. Gustă-mi din toate. Mamei te de casă. E de pâine, ai face spastia, face spastia. Mi-e bruta de burduc. Doamna mai e aici doar mâine pe 17 septembrie și o mai găsiți peste o lună la jumătatea lunii octombrie. 13-15 octombrie. Foarte bine cumpărată Ce avem noi acolo? Aici este un iepuraș care aici a fost zăbat. Orice. Ioi, câte lucruri faine. Brodate. Croșetate, nu brodate. Croșetate. Asta e dintr-un... Conjbob. Mini. Și pe Olaf. Foarte tare. Îngerașul ține pe Olaf, de fapt. Wow. Asta e faină de Crăciun. Da. Olaf! Set, mamă, fiică. Bine că la noi, mamă, fiice, ar fi. E foarte frumos și foarte colorat. Am găsit un stand pe ei. Păi e foarte frumoasă pentru băieței. Oare pentru cine ne trebuie nouă ei asta? Scrieți în comentarii. Mi-am luat niște cerceluși roz, foarte ieftin, dar sunt frumoși. Priviți ce a vrut Briana, niște cercei cât ea de mari. Iar tu, Mara? Și cred că e o stupat. Să mă stupat drumurile de tot. Voi să-mi iau alții. Nu, ia-ți pe ea. Și gata! Gusturile mari. Iar aici avem Biserica cu Luna. Și ne arată exact fazele lunii. Luna e acum așa doar o cojiță. Frumos, nu? Cred că dacă sunt acum la Bacău e noapte deja. Da, da, pentru că se noptează mai repede. Ne suntem vest, nord-vest. E ca și cu o oră distanță. În Ungaria, da. 2 minute și o oră distanță. Wow, zici că ești în altă țară. Așa arată peisajul. Băi, mami, aproape ești în altă țară. Facem o oră și suntem în altă țară. Facem 10 minute și suntem în altă țară. Da. Wow, e plin, e foarte aglomerat, pentru că e sâmbătă seara. De la cerceii Brianei la un restaurant cu desene asemănătoare. Și am și cercul de aia sus, nu cred. Tare, ne-am oprit aici. Centru, să mâncăm ceva. Am găsit un restaurant care i-a plăcut mare. Speram pe ei și bun. Mâncărica mea, rață ca de obicei. Dacă îmi place rață, mă iau mereu rață. Tati are porc, eu mereu mi-au pui, pui, paste. Poftă bună! Asta e acum. Non-stop vă arătăm numai mâncare. Păi, ce facem? Sunt pe casă, trebuie să ne hrănim. Ne mai hrănim și acasă, dar nu filmăm tot timpul. Acasă nu e așa palpitant și nu e nici așa frumos cu plating ca în oraș. Seriu, că? Vreau miem. Ia uitați ce... Desertare Teo! Pe meniu scrie că sunt clătite negre cu mascarpone. Acest mascarpone este de fapt un fel de budincă de vanilie. E înăuntru partea o mascarpone. O dată la mine. Iubiți ce face are. Apă direct din pahar. Iepuraș, vrei să vii cu noi acasă? Ne iubești așa mult? Iepuraș!
Dar dacă ar vorbi invers la bulgari? Da! Nu! Hai acasă! Acasă, mașină, o avem încolo! De aproape! Confort și relaxare, a fost foarte frumos în oraș în seara asta. Vă sfătuim și pe voi, când puteți, măcar o dată pe lună, să ieșiți cu familie, cu copii, pentru că este plăcut și relaxant. Mă rog, nu când plâng, urlă, țipă și trag de tine, mami vreau, mami dă-mi, sau mami, dacă s-a oprit mașina, începe are să scârție. Vă mulțumim tare mult că ați ajuns până la final. Sperăm că v-a plăcut vlogul de astăzi. Aveți peste tot pe ecran vloguri, sketch-uri, challenge-uri, playlist-uri pe care le puteți vedea în continuare. Iar noi până data viitoare vă spunem la revedere și v-am pupat! Pa, pa!